Salutare, pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 8 pronosticuri. Haideți să le vedem! Înainte de a trece la pronosticurile pentru ziua de vineri, vă anunț că acum ne puteți găsi și pe Telegram, acolo unde tipsterii biletul-zilei.com oferă zilnic ponturi și bilete la pariuri. Găsiți linkul în descriere. Niort-Saint-Étienne. Cele două formații se află în subsolul clasamentului din Liga Secundă franceză, așa că au mare nevoie de puncte. Majoritatea partidelor disputate de acestea în actuala stagiune s-au încheiat cu scoruri mari și, ținând cont de importanța meciului, tipsterul Radu Oprea crede că ambele formații vor fi ofensive. Prin urmare, pariul său merge pe ambele echipe marchează sau peste 2,5 goluri. Wade ne aduce în atenție duelul din fotbal american dintre Tampa Bay și Dallas Cowboys. Tipsterul nostru consideră că acesta va fi un duel echilibrat, ambele formații odihnindu-și titularii în meciurile disputate în ultima etapă, iar recomandarea lui este pariul de tip handicap Tampa Bay plus 7,5 puncte. Beitar Ierusalim, Maccabi Tel Aviv. Tipsterul BMG spune că ambele echipe marchează constant, iar în ultimele 3 confruntări directe s-au produs cel puțin 3 goluri. În plus, ultimele 7 meciuri jucate pe teren propriu de Beitar s-au încheiat cu 3 sau mai multe goluri marcate. Astfel, tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și alege pariul de peste 2,5 goluri. Buffalo Sabres, Florida Panthers. Tipsterul Cinculescu spune că în actuala stagiune cele două echipe au avut un parcurs similar, iar punctul lor forte este atacul. Ambele echipe au medii de peste 3 goluri marcate per meci, așa că tipsterul nostru crede că vom vedea multe modificări pe tabela de marcaj și alege pariul de peste 5,5 goluri. Young PSV, Venlo. Johnny este de părere că ambele echipe preferă jocul pe contre. Acestea marchează cu regularitate, dar stau prost la capitolul defensivă. Astfel, tipsterul nostru anticipează un duel spectaculos și propune pariul de peste 2,5 goluri. Cerundolo Peia. Cei doi tenismeni se întâlnesc în primul tur de la Australian Open, iar Tenis Tipster 92 crede că vom vedea un meci lung, decis probabil după 4 sau 5 seturi, deoarece au stiluri asemănătoare de joc. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin 29 de game-uri disputate. Empoli-Sampdoria. David Chirilă o vede pe Empoli favorită, aceasta practicând un fotbal mai bun decât Sampdoria în acest sezon. Pe lângă acest lucru, Sampdoria continuă să aibă mulți jucători accidentați, iar în ultimele 5 meciuri a marcat doar 2 goluri. Astfel, tipsterul nostru pariază pe victoria lui Empoli cu returnare de miză în cazul unui rezultat de egalitate. Grigspor Kotov. Tipsterul Adrian spune că Grigspor are o statură impunătoare și un serviciu mult mai puternic decât cel al adversarului său. În ultimele partide, Grigspor a reușit foarte mulți ași, iar tipsterul nostru crede că și în această partidă va fi la fel, așa că pronosticul său merge pe cel puțin 11 ași reușiți de acesta. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.